A fost o tensiune aseară în casă, o situație destul de urâtă între doamna Anina și Bianca. Am văzut că i s-a făcut rău doamnei Anina, i-a crescut și tensiunea și după a tunat și a fulgerat în curtea fetelor împreună cu una dintre mame. Despre Bianca, a făcut-o la un moment dat și tâmpită, era foarte nervoasă doamna Anina, iar în live am văzut că amândouă au început să plângă. Robert, cum era și normal, nu este de acord cu această joacă pe care a avut-o împreună cu Alina Bianca aseară, și mai ales când a văzut și reacția mamei lui. Cred că totuși, în sfârșit, Bianca a înțeles astăzi că Robert nu este interesat, cu toate că i-a mai spus-o și până acum. Parcă se repetă cazul cu Madi și Bogdan, dar să sperăm că acum a înțeles și o să se termine cu aceste subiecte, mai ales că nu duc absolut nicăieri bun, ci din contră, după cum am putut vedea pe material.